v-am găsit și astăzi, dragi telespectatori, într-o altă ediție de colecția emisiunii Folclorul sub lupă, pentru că m-am gândit să vorbim despre simplitate, eleganță și modul în care un om poate ajunge om de succes pe propriile puteri. M-am gândit să-l avem ca invitat pe îndrăgitul artist Petrică Mățu Stoian. Dezvăluiri în exclusivitate, povești de viață și, bineînțeles, faptul că a rămas un om conservator, un artist de renume și slujește cu sfințenie cântecul popular. Haideți cu mine să vedem ce aflăm chiar de la artistul nostru drag. A fost odată ca niciodată și dacă n-ar fi, nu s-ar mai povesti, pentru că nu mi-am imaginat ca astăzi, într-o ediție de colecție a emisiunii Folclorul sub lupă, să l-am invitat pe îndrăgitul artist, pe omul și sufletul cald care vine să ne facă dezvăluiri în premieră în această zi minunată, pe domnul Petrică Mățu Stoian, căruia îi spun bună ziua și bine ați venit. Bună ziua și bine ne-am reîntâlnit, Lavinia. Astăzi țin să depunem amintiri frumoase, să stăm așa la o șuietă. Și mă bucur că ați acceptat invitația, pentru că avem foarte multe lucruri de discutat și, bineînțeles, la solicitarea publicului telespectator, care cu siguranță știți că vă iubește și deseori vrea să vă vadă pe micile ecrane. E bine și cred că ați păstrat cu sfințenie ca aparițiile dumneavoastră TV să fie de calitate, așa că eu am ales astăzi și pentru început să vă adresez o întrebare, așa cum este într-o compunere, introducere, cuprins și încheiere, să ne spună domnul Petrică Mățu Stoian despre copilăria dumnealui și atmosfera pe care a trăit-o atunci când era copil. Păi m-am născut într-un sat de munte din zona de nord a Mehedințului, într-o toamnă frumoasă, într-o toamnă bogată. Pe 18 septembrie, nu? Pe 18 septembrie, într-un an frumos cu zero la urmă, 1960, într-un sat frumos, un sat cu nume și cu renume, așa un ținut cu zări largi și liniștitoare, un ținut cu oameni deosebit, un ținut unde nu a pătruns încă chiciul și schimbarea asta din cotidian. Mi-amintesc cu drag prima zi de școală, m-a dus bunica de mână, m-a lăsat la școală și a spus: vii singur. Și uite așa am învățat să merg și să plec pe picioarele mele și să am o responsabilitate. Să știu ce am de făcut. Mai întâmplă asta în ziua de astăzi, domnul Petrică? În ziua de astăzi nu se mai întâmplă, pentru că am observat părinții își duc copiii la școală și când sunt la liceu. Și stau după ei și îi duc cu mașina și când le dau drumul în viață nu știu ce să facă, sunt debusolați. Vedeți, aici intervine frica și stau să mă gândesc dacă au dreptate când spun că nu mai sunt vremurile de atunci și atunci și pericolele sunt mai mari. Știi ce se întâmplă? Întotdeauna merg... Eu am așa câteodată... cum să spun... îmi plac amintirile. Nu trăiesc din trecut și nu mă bazez mult pe trecut, dar câteodată rămân în... mă gândesc la multe lucruri frumoase pe care le-am petrecut, chiar și lucruri neplăcute, dar le regret. Parcă le-aș mai vrea odată, dar timpul s-a schimbat lumea, s-a schimbat comportamentul oamenilor, nu mai sunt aceiași oameni pe care i-am cunoscut eu când eram în copilărie. Păi eu am învățat de la bunica mea și de la mama și de la tata, de la părinții mei, care au fost niște oameni simpli, oameni care m-au crescut în spiritul lor, să știu să respect omul, indiferent cine e el și cum este el. Întotdeauna, dacă eram undeva și treceam sau stăteam jos, mergeam la vite și trecea cineva pe drum sau pe o cărare, ne ridicam și spuneam bună ziua. Indiferent că vă era cunoscut. Indiferent că era cunoscut sau necunoscut. Sora mea era, spuneam doar doamnei învățătoare,
doamnei profesoare, atât. În rest, bună ziua. Că așa era la noi la țară. Dar timpul a trecut, am crescut, am plecat spre lumea orașului, spre un liceu, pentru că așa erau timpurile. Am ajuns... Ce povețe vă amintiți de la părinții dumneavoastră, spunea, care v-au urmărit și în viață, domnul Petrică? Îmi spunea bunica, ai grijă să nu vii cu tinicheaua legată de coadă. Adică să nu faci lucruri neplăcute care de atunci când îți vei aminti de ele să-ți fie rușine. Trebuie să fii un om, să te poți integra în societate și să ai o conduită așa, cum se spune, cetățenească. Ați avut totuși un trecut, dacă aș putea spune, mai complicat. V-a marcat lucrul acesta în viață? Pentru că v-ați descurcat și ați evoluat cu propriile puteri. A, un trecut complicat? Nu, a fost o muncă tot timpul. A fost o muncă și eu mi-am dorit acest lucru și trecând din etapă în etapă am ajuns ce mi-am dorit, că visurile se împlinesc câteodată. Nu visele, că alea sunt de noapte, alea n-au-i cum să se... Dar visurile pe care ți le pui tu și ții mult să ajungi acolo, se îndeplinesc cu multă muncă, cu seriozitate, tenacitate, ajungi unde trebuie să ajungi. Și dacă ai și un pic de talent, să ai și caracterul și bunul simț, treci peste toate și ajungi unde îți dorești. Și aici subliniați cei 7 ani de acasă. Da, exact, asta spuneam. Întotdeauna și acum aud vorbele bunicii spunându-mi așa în urechi acel îndemn. Ai grijă pe unde mergi și cu cine te înhăitezi. Adică cu cine intri în contact. Contact, sigur că da. Și atunci mi-am ales oamenii de fiecare dată. Eu, după ce am terminat liceu, am lucrat o perioadă în întreprindere și era o întreprindere cu notorietate, o întreprindere, o organizație mare, muncitorească. Am fost și membru de partid și cu asta mă mândresc, pentru că nu oricine era atunci membru de partid, era membru de partid cine merita să fie. Acum toți sunt membri de partid, te ia de pe drum, îți dă cardete, faci membru de partid, că lipești afișe pe garduri sau duci găleți pe la oameni. Și te faci membru de partid și nici nu știi statutul sau să știi ce face acel partid, îți promite sau ce. Eu, să știți că m-am mândrit că am făcut parte din acel partid, pentru că mi-a ajutat foarte mult în viață. În momentul când am mers în armată, am fost văzut altfel. Eram deja la nivelul ofițerilor, subofițerilor care erau în organizație și nu prea îndrăzneau să mai practice regulii, practici din astea neregulamentare, că se mai întâmpla și prin armată, dar știau, le era frică. V-a ajutat în viață perioada aceea în care ați făcut armata? Că în zilele noastre nu se mai poartă acest lucru, nu se mai impune. Nu se poartă și foarte grav că nu se poartă, pentru că acolo un tânăr, în acele luni de armată, eu am făcut 2 ani, pentru că am terminat armata la Marina Militară, și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ales și m-a trimis acolo, pentru că acolo am întâlnit un om deosebit care m-a canalizat spre cântecul popular și acolo am învățat multe lucruri interesante. Am învățat să știu să cânt și când sunt bolnav și când sunt răcit și când sunt răgușit. Să nu se observe. Păi cum ați reușit să faceți acest lucru acel, și cine v-a fost acel mentor? Acel mare meșter, maestru Marin Hudițeanu, care nu de mult a trecut din lumea cu dor în lumea fără dor și așa cum amar în suflet îi spun și transmit ca Dumnezeu să-l
aibă în sânul lui și n-am să-l uit niciodată. Și spuneam că a trecut acea perioadă frumoasă din armată, am adunat multe lucruri și frumoase și mai puțin frumoase, am făcut și arest în armată, că așa se întâmplă. Și am făcut și prostii din astea, ne duceam, furam găini de la un avicola de acolo, ne-au prins, ne-au... Ce putea să ne facă? Nu putea băga în pușcărie, că eram simpli militari. Dar imaginați-vă... Dar poate și pedeapsa avea ca scop avea, o bună conduită. Să revin la ceea ce m-ați întrebat. În momentul când faci armata, acolo înveți să te autogospodărești. Înveți să-ți coși un nasture, să-ți speli un ciorap, să faci curățenie, pentru că asta este. Ca bărbat. Și nu numai. Și înveți, intri la un program. Nu ești așa dezorientat. Te duci acasă, că vine mama, mi-arunc ciorapii, nu știu pe unde, cămașa, nu știu. Nu. În armată ți le-ai pus, când ai venit din armată, ordonat, le-ai pus în dulap, călcate, aranjat. Asta e pentru că și dacă te însori și ți-ai o nevastă, nevastă este partenerul tău de viață, nu este sluga ta. Să vină să-ți calce, să-ți spele, să... ce să-ți mai facă? Că are și ea servici, are de crescut un copil, nu? Eu vreau asta să este afirm și aici, să vă spun că... Asta este rolul. Acesta este rolul anilor, perioadei de armată. Mi-aș dori ca cei care ne privesc și număr mare și tineri, în mod special, să preia informațiile pe care le-ați spus și totodată să fie ca un sfat constructiv. Dar mulți, în întemeierea familiilor. Mulți o să spună, stai nebun. Nu cred lucrul acesta. Sunteți da, un pentru, real exemplu. Sigur că da. Sunt, de asta spun că sunt dezorientați. Nu știu unde sunt. Nu-și găsesc locul. Și atunci de asta merge și societatea. Cum merge. Că n-ați văzut, peste tot nu sunt oameni potriviți la locul potrivit. Sunt oameni aduși dintr-un domeniu, puși în alt domeniu. Adică cum să mă pui pe mine cântăreț, manager la spital? Când eu habar n-am, nu știu, să țin o seringă în mână. Dar sau... vi s-a propus să faceți acest nu, pas de-a nu. Lungul vieții sau să nu vă regăsiți într-un domeniu? Mi s-a propus, dar eu nu am acceptat, pentru că eu știu pătrățica mea și știu ce am de făcut, știu rolul meu în viață. Adică ați fost mai conservator și n-ați adera către compromisuri să nu vă facă plăcere să le faceți. Nu-mi place și nu vreau să fiu privit de oamenii cu alți ochi și să mi se transmite energii negative. Să zic că, uite-l și pe ăsta, face politică sau face nu știu ce mai face. Nu, mi-am văzut de treaba mea, omul care mă ascultă, să asculte cântecul meu, tradiția mea, ce spun eu, ce aduc de acolo din zona mea, de nordă mehedință, că până la urmă acesta este rolul meu de artist, profesionist, artist care reprezintă o zonă. Și încă ceva, îi mulțumesc Dumnezeu că m-am născut acolo, în zona de nord a mehedințului, pentru că nu a trebuit să bântui în stânga și în dreapta să-mi caut zonă, să-mi caut cântec, să-mi caut costum. Am avut ținuta de mehedinți, costumul de mehedinți, graiul de mehedinți, cântecul de mehedinți. Și n-a trebuit să bântui, să merg să, prin Ardeal, prin alte părți, ca să cânt, să apar în fața publicului, te mirce. Nu? Astea sunt lucruri care dispar. Și cred că prin asta v-ați diferențiat și totodată s-a văzut prezența și modul în care ați apărut în fața micilor ecrane. Păi, pentru că deseori v-a fost admirată chiar și ținuta domnul Petrică și... Păi eu am scos un model. Eu am fost primul care m-am îmbrăcat așa. Pentru că așa este costumul de mehedinți, de bărbat, de mehedinți, costumul de vară. Și atunci, normal că tinerii venind din spate și văzând, mamă, mâțul are succes, că hai mă îmbrac și eu ca el. Păi te îmbraci, dar trebuie să fii de acolo. Dacă te îmbraci de acolo, nu, îmbracă-te ca tine și cântă de acolo, de la tine. Aici asta intervine originalitatea și pentru că tot da. Vorbim de asta, ce credeți că prevalează personalitatea lui Petrică Mâțu Stoian? Omul de la țară, omul cu literele, aș putea spune, pentru că aici intervin și studiile superioare pe care dumneavoastră le-ați terminat.
Este adevărat. După liceu mi-am continuat studiile, am zis să nu rămân așa, doar cu un simplu liceu. Am terminat facultatea de drept la Universitatea din Craiova, la zi, și am terminat cu o notă frumoasă, un 8,75, licența. N-am fost nici strălucit, nici, dar am făcut această facultate să știu ce am de făcut. Să știu să semnez un contract, să știu o speță, să pot să am o idee despre o succesiune. Despre... Înțelegeți că nu profesam eu, dar e foarte bine să ai studii superioare și juridice în special. După aceea, în cadrul facultății de litere, tot de la Universitatea din Craiova, am terminat conservatorul pe muzică clasică, canto clasic. L-am avut profesor pe Ștefan Ignat, managerul de la Opera Română de aici din București, profesor de canto, foarte exigent. Îi mulțumesc că m-a acceptat. La un moment dat îi spuneam, zi, maestre, că am dau cu populară, vedeți dumneavoastră că... Maestre, se simte trilul. Păi, dacă sunt născut acolo, oricum nu cânt eu bărbierul și nu... Dar e bine să știi, să poți să cânti un lead, să ai cunoștință, să poți să descifrezi o partitură cât de cât, să nu fii așa, să te uiți ca... Curca în lemne, cum e vorba tradițională. Da, și un master pe management. Tot așa, la zi, le-am făcut nu ca să le am. Că știți, foarte mulți se duc și își fac studii. Eu am mers la cursuri și eram mai mărișor de vârstă și le plăcea colegilor mei, studenții, le plăcea, haideți că vine domnul Petrică, eu mai eram altfel, profesorii erau altfel cu noi. Dar mi-amintesc în anul întâi, la dreptul roman, l-am avut pe domnul profesor Sâmbrian și îl salut, dacă ne vede. Ne-a ținut până în anul 2 cu acest examen. Cam greu, o disciplină foarte grea, dreptul roman. Și foarte mulți, cam toată grupa noastră, am dus-o de-abia în anul 2 l-am luat. Că era... mult de învățat. Și, na. Și trecem și la lucruri mai serioase, domnul Petrică. La modul... Adică astea au fost neserioase? Nu, serioase cu viața personală, aș spune așa, după etapa pe care dumneavoastră ați avut-o atât de elev, licean, aș putea spune, student în facultăți, pentru că bănuiesc că v-ați întâlnit cu momentul oportun de a vă îndrăgosti. Și aici v-aș pune întrebarea dacă există o diferență între bărbații deștepți și bărbații proști vis-a-vis de abordarea unei femei. Păi acum depinde cât de prost ești. Păi da, tocmai de-aia vă întreb pe dumneavoastră. Și cât de deșteaptă este ea. Deci toate au o legătură, nu? Sigur că da. Dacă nu este așa o chimie între cei doi, nu, niciodată nu se poate realiza un cuplu. Înțelegi? Într-adevăr, ca oricare, fiecare om se îndrăgostește și nu la prima vedere, chiar și la prima vedere, dar mi-amintesc de când eram în școală, mi-a plăcut o fată foarte mult de la mine din sat, ea nu mă băga în seamă, era foarte așa, dar a trecut timpul și după aceea ne-am întâlnit, ne-am intersectat, totuși știa că avem că aveam afinități față de ea, dar uite că nu s-a lipit nimic. Să înțeleg că atunci v-ați îndrăgostit pentru prima dată? Da, în liceu, da. În liceu, fiecare acolo, pe la 16 ani atunci, nu știu dacă ai văzut și filmul, era un film, ia să-l urmărești tu, Dragoste la 16 ani. Era interzis, pentru sugestie. Era interzis pe vremea aceea, mi-amintesc că eram în liceu și am fugit la film, ne-a dat voie doamna de acolo care tăia bilete, era matinal, se făcea film de la ora 10
Și am fugit toți de la școală, toată clasa, să vedem filmul. Și a venit dirigintele și ne-a scos din sală. Vă dați seama? Era un film foarte frumos, Dragoste la 16 ani. Și am început cu subiectul acesta despre dragoste, pentru că se spune despre bărbații cu mustață și strungăreață că sunt foarte iubăreți. Sunt iubăreți, pentru că ei au așa un șarm, au altceva. Și mustața este un accesoriu la fața lui și participă de fiecare dată la toate mișcările pe care le face fața celui pe care o posedă. Apoi... Știi, sunt multe lucruri, mustăcios, mustăcește, a râde pe sub mustață, sunt mai multe înțelesuri. Că româna este interpretabilă și atunci sigur, ajunge la concluzia aceasta. Sigur că da. Și de unde nu? Omul frumos cu mustață. Deci să înțeleg că niciodată nu ați avut, nu v-ați subestimat tot timpul, v-ați plăcut ca om, ca exterior și cu siguranță știați că aveți pretendente foarte multe. Nu m-am pus în texte, nu m-am pus în cântece niciodată. Eu când am scris un cântec, nu l-am scris pentru mine, l-am scris pentru semenii mei. Am cântat trăirile semenilor mei, cu tristețile lor, cu bucuriile lor. Dar pe aici, pe acolo, s-a mai împrăștiat și s-a mai lipit câte un vers și legat de personalitatea mea. Cum este cântecul cu Doamne în viață, Doamne mulțumit. Doamne în viață, mulțumit. Asta este o legătură frumoasă cu divinitatea și întotdeauna eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce mi-a dat. Pentru că mi-a dat, în primul rând, înțelepciune, mi-a dat așa o față, o fizionomie care cred că nu displace multor persoane, m-a lăsat sănătos, nu știu cum să zic, mi-a dat cam tot ce mi-am dorit. Adică mi-a pus pe tavă, nu mi l-a băgat în traistă sau în ladă, mi-a spus, poftim, ia-le, dar ai grijă de ele, cum le faci. Că orice îți dă și talentul ți-l dă, tu trebuie să-l știi cum să-l șlefuiești, să știi ce să faci ca să poți să rămâi acolo unde publicul te vrea și unde îi place și lui Dumnezeu. Să faci lucruri firești, lucruri frumoase, lucruri care să-l mulțumești. De asta îi spunem așa. Și de aceea se și spune că trebuie să prețuiești ceea ce ai ca Dumnezeu să nu-ți ia. Este adevărat. Și acum poate mulți o să zică, hai că vorbim prea mult, dar fără divinitate, fără Dumnezeu și fără relația asta, nu faci nimic în viață. N-ai văzut că ți se întâmplă un lucru frumos în viață. Exclami, Doamne, cât de frumos! Când se întâmplă o nenorocire, Doamne, de ce s-a întâmplat? Deci îi invoci numele. Și atunci, fără această putere divină, nu am existat. Ați mers în, cum se spune, casa sfântă a Domnului să mergeți să-i cereți ajutor în cumpenele vieții pe care le-ați avut? Să știți că îmi plac foarte mult bisericile, cum arată. Intru înăuntru, am o liniște întotdeauna când intru acolo, fiind casa Domnului, casa de rugăciune, dar te poți ruga oriunde. Și la tine în casă, și în curte, și în pădure, și sub un pom. Glasul ți este auzit, gândul ți este citit. Nu neapărat opulența care există într-o mănăstire sau într-o biserică te face să te apropii, de te apropii mai mult. Până la urmă, ceea ce este într-o biserică este materie. Sunt lucruri. Partea spirituală este mult mai aproape de mine decât partea... Am vizitat, am fost și în Moscova și în Sankt Petersburg și am vizitat mănăstiri și biserici frumoase și în Țara Sfântă am fost peste tot, că mi-e drag să
mă întorc așa în timp, să visez în timp, cum ar fi fost pe vremea aia în acum 2000, 2000 și ceva de ani în urmă. Să vizualizați cumva trecutul, da, să vă lege, da, istoria. Da, da. Și de multe ori mă întorc acolo în timp. Și uite că mă simt bine. Nu mă... Vezi? Dumnezeu îți elimină toate energiile negative, toate gândurile proaste, că omul vezi ceva, gândești, râvnești la ceva, vezi o femeie frumoasă, vezi un lucru frumos care ți-ar plăcea să-l ai și tu. Înțelegi? Dar gândurile ți le limpezești altfel. Bă. Și pentru că a spus de o femeie frumoasă, la ce vârstă v-a censurat, domnul Petrica? La 33, nu, 35, la 35, da. Până atunci v-ați axat mai mult pe carieră și pe evoluția dumneavoastră? A fost o perioadă din asta de, de tatonare. Un loc unde nu mi-l găseam. Deci nu știam, nu-mi găseam locul. Era și între perioada comunistă și între perioada după. Imaginați-vă că... Erați un om perfecționist și poate v-a oprit să faceți alegerile mai devreme? A fost generația asta de sacrificiu, că jumătate din viața am trăit-o în partea aialaltă și jumătate în partea asta. Acum e altfel, spuneam că mai liber, dar și atunci era frumos, mă, era ordine. Era ordine și puteam să-l fac și atunci un concediu frumos, puteam să merg. Puteam să am și atunci și cafea și blugi și că n-aveam Mercedes. N-aveați, da. N-aveam atunci, că nu erau. Dar după Revoluție au apărut, știți? Și acum ai toate posibilitățile să îți iei ce vrei. Nu vezi? Vin toate lucrurile din afară. Orice om poate să aibă o mașină. Cu 500 de euro îți cumperi o mașină și pleci pe drum. Nu te plouă, nu te ninge, se învârte roata, mergi cu mașina. Înțelegi? Asta e... Dar înainte era altfel. Era lumea mai ordonată, mai respectoasă, mă. Era, știai respectul, vedeai respectul unul față de celălalt. Păi când mergeam la școală îmbrăcați frumos, elegant, când ne primeam, când intra profesorul în clasă, ne ridicam, bună ziua, nu de frică, de drag. Aveam o profesoară de chimie atât de frumoasă, doamna Boldea, este soția primarului de la Lugoj, domnul Boldea. Atât de frumoasă, atât de elegantă și venea și la orele de chimie, când mai făcea câte o pauză, ne învăța. Ne spunea, fetelor, haideți cum să asortăm culorile către fetele noastre din clasă. Asortăm culoarea galben, îl punem cu maro, să învețe să lucruri pe care poate mama nu știa de unde să le învețe. Mama era de la țară și nu știa să sorteze. Se îmbrăca cum apuca. Și uite că acolo nu mai era vorba de invidie, de răutate, da, și concurența, da, care, cu care ne întâlnim în zilele de astăzi. Da. Și a trecut perioada aceea, am spuneam că m-am căsătorit, am avut, a fost un episod din viața mea mai puțin mai dificil, despre care nu vreau să vorbesc, că nu interesează pe nimeni și eu știu că oamenii vor să știe, dar prefer să rămână o taină, să mă descoperă ei. Cum de altfel ați și ales să fiți mai rezervat în alegerile pe care le-ați făcut, în semn de respect, probabil. Este adevărat. Într-adevăr, m-am dedicat mult carierei artistice, pentru că asta mi-am dorit. Și poate pe lângă asta, în lumea asta, dacă ai citit Cartea Sfântă, ai citit-o, n-ai citit-o? Nu, toată. Ia să o citești, să vezi ce spune Cartea Sfântă. Sunt oameni care sunt lăsați de Dumnezeu să fie așa. Și aici vorbim probabil și de destin. Sigur că da. Destinul, bine, este o destinație la care trebuie să te duci. Ți-a dat-o, mergi la destinație. Dar tu nu poate știi cum se termină. Poate tu te abați de la cea destinație, te duci la alta. Și atunci, că na, se întâmplă în viață. Viața așa este. Se spune și des că viața bate filmul, cum este adevărat. Mai spuneam că tocmai vreau să rămân așa o enigmă ca oamenii să mă descopere, pentru că
Lavinia, știi ce se întâmplă? Oamenii știu mai multe decât știi tu despre tine. Da. Din păcate. Și dacă nu știu, inventează. Inventează fel și fel de mamă, că a făcut, că nu știu pe unde e, că nu știu ce are, că are veri, care... Deci inventează. Sau sunt persoane care au din astea, cum să spun, vise. Au vise cu tine. Și le asociază în viața reală. Da. Sigur că da. Dar mi-aș dori ca oamenii să înțeleagă și lumea asta care ne urmăresc. Că noi, cântăreții, să știți că suntem oameni simpli, artiști. Suntem oameni simpli, nu avem nimic în plus. Doar pe scenă suntem artiști. În rest, când am coborât de pe scenă în public, suntem oameni normali. Nu avem nimic în plus. Suntem la fel. Ne întâlnim pe stradă, bună ziua, bună ziua. Și eu mănânc, și eu mă duc, fac baie, și eu mă spăl, și eu mă spăl pe mâini și îmi pun mască. Acțiunile sunt la fel pentru da. Toți. Înțelegeți? Nu sunt un om să zici, domne, stă într-un glob de sticlă, pentru că nu poți să trăiești în felul ăsta, să fii singur sau să ignori. Că foarte multă lume vine și unii dintre ei spun, cine mă ăla cu nasul pe sus? Păi stai mă puțin, dacă n-ai venit să vorbești cu mine, de unde mă cunoști tu? Da. De unde știi tu ce am eu în sufletul meu? Că mi se întâmplă multe lucruri. Mă duc la cântare și poate am o problemă gravă, gravă de tot și trebuie să zâmbesc că omul ăla care a făcut contractul cu mine și mi-a dat banul să cânt, nu-l interesează problema mea, da. Care mă macină. M-ai venit, m-ai cerut banul, fă-mă atmosferă. Și atunci eu trebuie să fiu omul care asta înseamnă. Spunea că masca aia care râde și care plânge. Înțelegeți? Cine judecă, va fi judecat. Eu cred că nu avem acest drept, pentru că în fața lui Dumnezeu suntem egali. Da, normal. Și deseori se întâmplă, e foarte adevărat, ca oamenii să tragă cortina și să afle mai mult decât ar trebui cei care vor să transmită, să știe. Ei bine, aici v-am pus întrebarea despre evoluția dumneavoastră și mi se pare foarte elegant modul în care v-ați descris trecutul copilăriei, prezentul pe care îl trăiți acum și pe care îl vom mai dezvolta, dar aș vrea înainte de toate să ne spuneți ce regrete aveți dumneavoastră, ce considerați că ați fi putut face și poate n-ați făcut până astăzi? Păi eu le-am cam făcut pe toate. Misiunea v-ați dus-o cum trebuie până în prezent. Da, eu le-am cam făcut pe toate, deci de asta am și scris, Doamne, în viață-ți mulțumit. Ce aș mai putea să mai ia? Să regret. Nu pot să spun. Eu toate le-am făcut cam așa la timpul lor. Dar dacă s-a întâmplat să nu fie, să am un urmaș, că asta este, nu sunt singurul. Sunt oameni mari și conducători de state care nu au urmași. Dar asta nu este un cap de țară. Nu? Bineînțeles. Nu este un cap de țară. Am nepoți, am destui care sunt aproape de mine. Și cine e aproape de mine, cine mă iubește și stă și mă respectă, are toată dragostea mea. Cine nu, la revedere. Nu? După ce criterii sau ce anume ați vrut să se respecte ca dumneavoastră să fiți și să aveți apropiați care să vă îndrăgească și să simt atunci când sunt într-un impas să vă spună problemele? Păi, în primul rând, încrederea în om, unul între altul, momentul în care l-ai cunoscut pe acel om, care vrea să-ți spună, încearcă să-ți spună ceva, tu-l simți că, fiind de atâția ani în fața publicului și lucrând cu oamenii, trebuie să fii și un foarte bun psiholog, să-l cunoști, care e pervers, care vrea nu știu ce, care vrea să obțină ceva, că oamenii se cunosc. Se cunosc întotdeauna când vorbești cu omul, trebuie să-l privești în ochi. Și când își schimbă privirile în stânga, în dreapta, când se ferește de ochii tăi, ceva nu e în regulă. Dar omul care îi place și te simte și te iubește, se uită la tine. Sincer. Și atunci trebuie să fii foarte atent și testezi, că sunt fel și fel de metode de a testa un om. În primul rând, să-i dai un ban împrumut,
Și după aia ai văzut. Dai seama, și atunci ți-ai dat seama cu totul. Ați fost dezamăgit de astfel de oameni, domnule? Am fost, da, într-adevăr. Dar cine nu-i dezamăgit? Da. Dar știți ce se întâmplă? Eu i-am scos din listă imediat. Nu din lista de pe Facebook. I-am scos din listă, i-am dat delete și nu am. Bun, salut, salut, atât. Ne cunoaștem, suntem cunoștințe. V-ați retras fără justificare, da, practic, da, și fără da, să insistați fără, pe da, subiect. Da. Că tot vorbeați de încredere și eu sunt de părere că este cartea de vizită a unui om. Sigur că da, sigur că da. Sunt oameni faini, oameni cu care te înțelegi. Uite, de exemplu, și prietenii așa între... Că mai sunt discuții între cântăreți, între oameni din ăștia. Eu am o prietenie foarte mare cu Constantin, cu Ienceanu. Noi nu ne-am certat niciodată, deși presa a scris tot felul de tâmpenii. Că ne-am certat pe bani, că ne-am certat... Păi de ce să mă cer cu Costică pe bani când el are? Eu am și eu acolo. Și nu ne-am certat niciodată pe nimic. Din contră, ne sunăm, ce faci? Frate, prietene, uite, vreau să fac asta. Ce zici, e bine sau nu? Întotdeauna ne-am consultat și am vrut să amintesc și să se înțeleagă nu știu câta oară că nu am avut nicio ceartă cu acest minunat om. Este un om deosebit. Deci un contrazice spusele deosebit. Și totodată sigur că da. Încurajați faptul că există prietenie și în viața profesională. Asta spuneam, că oamenii știu mai multe despre tine cât te știi tu. Vă dați seama că să inventezi așa ceva și să dai pe posturi naționale, nu există. Să meargă o zi întreagă pe televizor, s-au certat pe bani. Deci este, până la urmă, este nu știu, ceva care nu-ți mai vine să mai crezi în ceea ce se vede. Asta pentru că sunteți un om important și se spune că despre oamenii importanți există și discuții totodată, că sunteți prezent. Da, dar aș vrea ca discuțiile să fie adevărate, să fie motivate. Așa cum dumneavoastră faceți astăzi în emisiune. Sigur că da. Eu am venit să spun, să povestim și să înțeleagă oamenii că nu sunt așa cum unii spun. Că sunt fan dosit, că sunt nu știu. Acum nu te supăra, dar nici să merg să... Hai, și mai ales în perioada asta de pandemie, cum e, să mă duc să mă iau în brațe, să mă pup cu toată lumea. Că oamenii vor să facă poze cu tine. Haide să facem poze, dar nu, măi, că nu... Înțelegi? Trebuie să respectați regulile impuse. Sigur că da, și mulți se supără. Na, nu, uite mă, că nu au vrut să facă poze cu mine, dă-l dracu. Și imaginați-vă că mă doare și pe mine și... Mai spune la altul și că da, bă, a fost la mare astă vară și a ieșit de la spectacol și nu ne-a băgat în seamă. Nu puteam, pentru că era regulă și oamenii ăștia care sunt acolo sus, nu vorbesc degeaba, nu bântuie pe acolo. Dom'le, dacă vrei să respect, mă respect, îmi pun masca, mă respect și respect și pe cel de lângă mine. Că poate sunt purtător și poate îi dau și, sau poate îmi dă mie și mor dracu acum plină glorie. Ați fost influențat sau ați suferit din cauza părerii lumii? Ați ținut cont de nu, părerea lumii? V-a nu, interesat lucrul acesta sau v-a niciodată schimbat viața într-un mod anume? Niciodată. N-am ținut cont pentru că, în primul rând, ce spune, ce se aude, ce se comentează, lumea nu-mi plătește facturile. Lumea, dacă eu am o problemă, nu vine nimeni la mine și zic, domnule, haideți că vi le rezolv eu. Mă duc eu în locul dumneavoastră și primiți noastră bani. Nu. Lumea așa este făcută. Știi cum se spune? Hai să fii ca lumea. Nu e bine spus să nu fii ca lumea. Că lumea nu este corectă. Înțelegi? Ce spun? Că zice, trebuie să fii om ca lumea. Nu. Nu trebuie să fii ca lumea. Lumea nu este corectă. Da. Trebuie să fii ca tine. Nu am avut niciodată și nu m-a afectat. Am trecut așa, eu știu cine sunt, îmi cunosc apropiații, îmi cunosc oamenii care sunt în jurul meu. Mi-am selectat un număr de oameni care îmi fac onoare, care îmi aduc energii pozitive și nu stau cu...
nu intru în bârfe, că nu mă interesează nici ce face ăla, nici ce face ăla, nici ce face ăla. Dar oare alegerile le-ați făcut pentru că cu timpul ați devenit mai înțelept și ați știut că, bănuiesc că la o vârstă, când ești mai tânăr, mintea ți-e mai fluturatică, să spun așa, nu e înțelepciunea pe care dumneavoastră ați dobândit-o de-a lungul anilor și atunci e posibil ca în viața noastră să existe și oamenii care ne aduc energia negativă. Când eram mai tiner și eram tot așa artist, eram la un ansamblu la Doina Gorjului, unde am debutat la profesioniști. Și eram un grup de cântăreți acolo, tineri, noi angajați. Eu eram Maria Loga, Constantin Magureanu, Victorița Lăcătușu, Niculina Stoican, tinerei. Na, și când am apărut noi, vă dați seama că i-am cam dat la o parte pe cei din care erau în vârstă, exact și noi cum facem. Dar trebuie să știți, te menții. Și avem impresia că noi suntem peste tot și noi. De-adevăr, publicul ne voia. Mergeam, cântam încolo, încolo. Dar, nu știu, parcă eram cu capul în nori. Nu eram atenți la ceea ce se... Eram, nu vă regăseați. Da, eram, nu știu cum. Și trecând timpul, înaintând în vârstă, mă, stai puțin, uite, omul trebuie să fie așa. Și pe lângă asta, exact și cântecul are vârstă. Păi eu am debutat cu un cântec când soarele nu-l mai lăsa. Era majoritatea cântăreților, erau tineri, neînsurați, neașa. Și toți cereau cântecul, când soarele nu-l mai lăsa. Acum a trecut timpul, cântecul are vârstă. Eu, Petrica Mțustoian, chiar mă spunea un domn într-o seară, nu mai cântați cântecele alea. Zic, nu mai au vârsta. Nu mai sunt la vârsta aceea. Am altă vârstă. Și atunci cântecele se modifică. Se cântă despre trecerea timpului, se cântă despre înstrăinare, dorul de sat, dorul de mamă, dorul de... de ceea ce ține, dorul de copii, de nepoți. Astea sunt cântecele care se cântă la vârsta mea. Nu mai pot să mai cânți. Acum, la vârsta asta, auzi tata să mă însor. N-ai cum, că nu se mai potrivește. Nu se potrivește. Sau te duci, faci un duet, te iei de braț cu ea și îți cade proteza din gură și hai să ne iubim prin pruni. Nu merge. Nu merge. Domnul Petrică, că tot a spus de singurătate, înaintarea în vârstă, v-ați gândit, nu știu, la recăsătorie? La cine? La recăsătorie. Când? Să faceți o nouă căsnicie, nu știu, întâlniți persoana potrivită, alături de care să vă petreceți restul zilelor. Deci timpul meu a trecut. Eu sunt la jumătatea vieții. Dar acel timp a trecut. Mi-este foarte bine așa. Am o relație, sunt foarte bine și mi-aș dori să rămân așa. V-ați obișnuit cu tabieturile dumneavoastră obișnuit, și cu da. Lucrurile care vă aduc bucurii zilnice, să spun așa. Este adevărat. Hai să-ți pun așa o glumă. La o vârstă, ce ar însemna să te recăsătorești și atunci să vină și ea cu niște figuri, știi? Și tu cu figurile tale, ea cu tabieturile ei, tu cu ale tale și să nu vă întâlniți nici colo, nici colo. Știi? Adică să ne plătim facturile împreună și să încep iară educația. Spală-te pe dinți. Vezi că nu e bine, aici mergi la frizer că ți-a crescut păr. Împachetează-ți hainele. Vezi că nu stă, da. Nu. Se spune că nu ajungi la o vârstă și îți pui punct schimbărilor. Trebuie să iei omul așa cum e adevărat, zicala aceasta. Este adevărat. Dar, nu, lucrurile sunt trecute. Lucrurile se fac la timpul lor. Copiii se fac la timpul lor. Școlile la timpul lor, nu poți să faci
ce să zici, ca să iei, să stai așa, să nu-ți fie urât. Adică nu mai e valabilă spusa, când iubești, faci schimbări, dacă iubești cu adevărat, te schimbi pentru persoana iubită, după o vârstă. După o vârstă nu mai e, că nu te mai poți schimba, că nu-ți dau voie cromozomii să te mai schimbi. Cu simțul umorului, așa cum v-am cunoscut. Nu mai poți să te mai schimbi, pentru că tu ai altele și, da, treci într-un mediu, alt mediu, ți-ai creat altă dimensiune în care ești. Poate persoana e bine întâlnit, povestit, ieșit afară, mers undeva, într-o stațiune, undeva plecați, într-o vacanță, venit acasă și fiecare la treaba lui. Deci nu mai sunteți adeptul cu bună dimineața, iubire, ți-am servit micul dejun. Extraordinar, în pat! În pat! Păi de ce nu, domnul Petrică? Eu n-am fost de acord niciodată cu chestia asta. Bine, asta era pe vremea regilor când nu se spălau. Că știi, când se spăla întâi regele, după aia regina, după aia spăla copiii. Și pe urmă spunea la servitoare, ai grijă când arunci apa să nu arunci cu copii cu tot. Că nu se mai vedeau. Deci în aceeași apă. Înțelegeți? Nu, era pe vremea aceea. Prima dată te trezești frumos, te-ai dus, te-ai făcut fresh, te-ai spălat pe mâini și te-ai dus să mănânci în bucătărie, frate, un pat. Cum? Pun în pat, învărs cafeaua pe cerceaf. Sunteți dovada vie că sunteți un om mulțumit, da. Un om care nu e frustrat și nu face comparație între propria viață și cea celor care îl înconjoară. Iar de aici v-aș întreba... Eu n-am avut frustrări niciodată. N-am avut nici și nici nu m-am n-am avut nici invidie și nici ură. Ca oricare, că mă vin și mie dracii. Vorba lui mama mea, Dumnezeu să o odinească, că mă ia cu răime pe la burtă când văd câte o prostie. Dar de unde credeți că pleacă frustrările astea sau păi neîmplinirile? Pleacă dacă nu ești neîmplinit tu, nu ești stăpân pe tine. Trebuie să fii ca un pom cu rădăcinile adânc înfipte în pământ, când bate vântul doar să te așa, să, puțin să-ți facă freza, nu să te clatin de colo-colo, să nu știi ce parte să o iei. Asta-i. Ați vorbit puțin mai devreme despre mama dumneavoastră. Care este primul gând care vă duce la prezența dumneaei cât ați avut-o în viață? Aș vrea să mi-aș dori, dar asta nu se poate niciodată, să stau de vorbă cu ea măcar 10 minute. Simțiți că n-ați făcut asta cât ați avut-o în viață? Am avut, eu am fost foarte apropiat de mama, dar... O simt așa, aș vrea să stau cu ea de vorbă. Vă lipsește viața dumneavoastră. Îmi lipsește foarte mult și m-a iubit foarte mult mama mea. Eu am fost cel mai mic din familie și a ținut foarte mult la mine. Da, eu am încercat să fac tot ce am putut să o țin în viață, am ținut cât s-a putut și i-am creat toate condițiile. A fost ca și copilul meu. V-a maturizat mai mult pierderea dumnei? Mă așteptam, m-am pregătit pentru asta, pentru că la un moment dat toți pleacă și toți plecăm dincolo. S-a plecat la o vârstă de 84 de ani, asta e vârsta la care ne părăsesc bătrânii, dar asta este. S-a dus de acolo de sus, mă veghează și mai îmi trimite câte un mesaj. Când se întâmplă ceva, chiar îmi trimite câte un mesaj. Da. Dacă ar fi să nu moară părinții niciodată, cum ar fi, domnul Petrică? Aș rămâne copil toată viața. Aș fi copil. Dacă n-ar muri părinții. Și m-aș simți copil. Da. Aș vrea să vă mai întreb, pentru că ne-a cuprins nostalgia ce e drept pe dumneavoastră și mai mult pentru că vorbiți despre copilărie, despre pierderea părinților. Unde ați vrea să vă prindă, să zic așa, sfârșitul lumii? Am crezut că vreți să vă tem revelion. Consider că nu o să fie niciun sfârșit, niciodată. Sfârșitul lumii poate sfârșitul meu. Sunteți nu la jumătatea vieții. Că lumea nu o să se sfârșească niciodată, indiferent ce va fi și cum va fi. Cineva o să rămână
pe pământ, dar sunt acolo unde m-am născut. Acolo mi-aș dori. Pentru că de acolo mi-au seva, acolo mi încarc bateriile, acolo merg, acolo vreau să mă întorc. Dacă ați avea... La Izverna, în Mehedinţe. Dacă ați avea o fată numită România, ce mesaj i-ați transmite? Aici să facă lucruri frumoase, de care atunci când îți amintești să nu-ți fie rușine. O fată cu nume de România, ai spus, iubesc într-adevăr această țară, că puteam să plec din ea de multe ori și am avut posibilitatea să plec și am zis că rolul meu este să rămân aici pentru că am o misiune de îndeplinit. Pe mine m-a ales Dumnezeu să fac ceea ce fac. Sunt ales că puteam să fac și altă meserie. Că mă duce mintea. Sunt fecioară în zodie și fecioarele sunt creative și meticuloase, așa. Și puteam să fac și orice. Dar alegându-mă să fac acest minunat lucru de a păstra tradiția, de a duce tradiția mai departe, pentru că știi bine, un popor fără tradiție este inexistent. Și rolul nostru este să mai păstrăm încă ceea ce avem bun, că lada de zestre a noastră nu s-a golit, încă mai e. Chiar dacă tinerii vin din spate și apelați la tot felul de textier și tot felul de rime încrucișate și ritmuri și tot felul de astea, sunt lucruri care sunt ca o spumă pe oală. O iei cu paleta și o arunci la ghiveta. Nu rămân ca document. Deci lucrurile frumoase, vechi, foarte vechi, adică prăfuite, aduse în fața publicului, rămân și ca document și sunt noutăți pentru mulți. Și în emisiunea de astăzi, dați-mi voie să vă spun, domnul Petrică Muțu Stoian, că vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Sper din suflet că a fost o discuție în care eu am fost învățăcelul și mi-au rămas în suflet și în gând lucruri frumoase pe care le-ați împărtășit cu mine și cu cei de acasă și vreau încă o dată să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră distinsă astăzi. Și eu vă mulțumesc din suflet și pentru invitație și mulțumesc postului de televiziune Etno pentru tot ceea ce face în țara asta noastră, pentru promovarea tradiției și a culturii noastre, a românilor, și să dăinuiască, pentru că fără un post de televiziune în care să apari și să poți să spui, cum am stat noi de vorbă în această minunată zi, oamenii ar fi mai săraci. Rezervat, cu eleganță și bun simț, așa cum ne-a obișnuit și în emisiunea de astăzi, după cum v-am spus, îndrăgitul artist Petrică Muțu Stoian ne-a făcut să înțelegem că ceea ce ne dorim cu adevărat obținem cu multă sârguință și ambiție. Ei bine, este exemplul viu al faptului că este un om cu adevărat de succes. Pe curând, dragii mei!